Partida contând pentru etapa a 12 a Ligii Naționale de Handbal Feminin a avut un început foarte echilibrat cu echipa din Galați în prim-plan. Handbalistele de la SCM Gloria Buzău au reușit să treacă în avantaj de abia în minutul 22, iar la pauză elevele lui Muș au intrat la cabine cu două goluri diferență, scor 10 la 8. Ca și în jocurile precedente, gălățencele au avut probleme în apărare, lucru care a fost speculat de Buzoience în partea a doua a meciului. În final, echipa buzoiană s-a impus în fața grupării CSM Galați cu scorul de 23 la 18. După acest succes lejer, SCM Gloria Buzău a urcat pe locul 6, iar etapa următoare va înfrunta echipa Dunărea Brăila, un adversar teoretic mai puternic decât CSM Galați.